Peste 100 de cicliști din țară și străinătate, reprezentând 15 cluburi, au luat startul în turul ținutului secuiesc. Prologul competiției a fost câștigat de Nicolae Tanovițchi. Ultima achiziție a celor de la Tușnad a fost cel mai rapid pe străzile din Sfântul Gheorghe și s-a impus pentru doar 2 secunde în fața stelistului Daniel Crista. Prima etapă, 160 de kilometri, de la Covasna la Odorheiu Secuiesc, i-a revenit unui german, Cristian Magher, urmată de moldoveanul Tanovițchi, cel care a rămas purtătorul tricoului portocaliu pentru primul loc în ierarhia generală. Tricoul galben pentru cel mai bun rutier român îi revine lui Daniel Crista de la Steaua. Ajuns la 11-a ediție, turul ținutului secuiesc a devenit o competiție de tradiție în ciclismul autohton. Mă bucur că după 11 ani pot să spun că, într-adevăr, avem un tur, deoarece nu se desfășoară numai într-un loc, ci în mai multe locuri. Acesta înseamnă un tur adevărat și mă bucur că acest tur crește.